Bună găsit, doamnelor și domnilor, din nou la o emisiune Scurt pe doi. Nici nu știu cu ce să încep. Am avea invitatul avem e aici lângă noi, însă mă gândeam să-l întreb, să nu-l întreb, să intru brusc în subiect, să nu intru. Haideți să vi-l prezint întâi. Este vorba de domnul Marin Anton, președintele PNL Giurgiu. Bine ați venit, domnul Anton. Bine v-am găsit, domnule. Bine că m-ați găsit. Bună ziua telespectatorilor dumneavoastră, mulțumesc de invitație. Domnul Anton, dilema mea stă în următorul aspect. Și vă rog pe dumneavoastră să mă scoateți din această dilemă. După emisiune o să vă spun și bancul, e un banc cu dilemă. Să începem cu scandal sau cu politică pură? Deși amândouă se leagă, scandalul politica, politică pură sau scandal? Cu ce vreți dumneavoastră? Cu ce vreau. Păi dacă începem cu scandal, s-ar putea la politică pură să ne pierdem din spectatori, din telespectatori. Începem cu Dacă scandalul. începem cu scandalul, nu? Gata, Sunteți începem cu scandalul. jurnalist, aveți nevoie Da. de rating. Am nevoie și de rating. Și eu Da, sunt și politician și am dumneavoastră aveți nevoie nevoie mai mult decât de mine, rating, chiar, dar așa că. sigur, cu siguranță. Domnul Anton, o nebunie întreagă. Presa centrală, titra la un moment dat, vis-a-vis de o întâmplare de joi s-a întâmplat, Vineri după vineri s-a amiază. întâmplat, vineri după amiază, 13 iulie. un zic un ghinion. Da. Autocamion de-al dumneavoastră, mă rog, de la o firmă transportatoare, dar care venea după tarlaua dumneavoastră, ca să fiu așa mai direct, încărcat cu grâu, Da? da, cu grâu, a fost oprit de direcția, reprezentanței Direcției Județene de Transport Giurgiu, care e în subordinea Consiliului Județean, și a fost un întreg tamtam acolo, a fost chiar și directorul Direcției Județene pe câmp, Dumnezeu, l-a oprit mașina. mașini, așa. Ce m-a frapat pe mine e faptul că titlul tuturor știrilor, chiar și cele din presa scrisă, de după aia din presa centrală, era politician giurgiuvean într-un nou scandal. Ori pe dumneavoastră nu v-am văzut făcând scandal, am văzut tot ce s-a întâmplat, apăreți într-o imagine de circa un minut, stând de vorbă cu domnul Olteanu, dar în niciun caz agresiv. Este pur Mai și simplu pe scurt, ce adevărat s-a ceea ce întâmplat? spuneți. Vineri după amiază, au ieșit la drumul, după conferința de Da, presă de de așa, vineri, de conferința de la presă ora care 11, trebuie să spun. în care eu am atacat politic pe cei doi Făcând și apel la un film la, indian. da, pe cei doi corifei pesediști, nașii fiind Marian Mina și Bădălău, Nicolae Bădălău, atacându-i pentru faptul că ei sunt incompetenți și analfabeți funcționali. Eu spun asta de multe ori. Da. Am spus-o, foarte multe lucruri se petrec în județul Giurgiu și sunt lucrări în județul Giurgiu, beneficiarii nu sunt giurgiuvenii, beneficiarii banii se scurg foarte mult și o să vă dau dovezi în acest sens și am dovezi în acest Chiar vă sens rog. și am dovezi în acest sens. Banii se duc în buzunarele celor doi. Dacă luați numai pe domnul Mina, Acuzația e destul de gravă, dar dacă luați vă rog, numai pe acum. domnul Mina câte mașini are pe salariul lui, totuși de bugetar, este mare, nemeritat pentru dumnealui, pentru analfabetismul dumnealui funcțional, pentru că nu înțelege. El nu înțelege, el citește legi și nu le înțelege. El nu înțelege, el e analfabet funcțional. Eu pur și simplu îi spun adevărul. El ar trebui să mulțumească mie că îi spun adevărul, pentru că în momentul când omul spune adevărul, trebuie să te duci să te uiți în oglindă să spui, băi, oare Anton de ce spune lucrul ăsta? Eu chiar înțeleg că l-ați văzut. El nu înțelege. El citește și nu înțelege. De la acest lucru pornind și la faptul că am spus că sunt doi prostovani afară și doi prostovani, pentru că uitați-vă la conferința de presă și o să vedeți explicații foarte bine articulate, argumentate, prezentate de doamna Dinu despre codul administrativ, și doi care au repetat ceva din ce a spus doamna Dinu. Amândoi având funcții politice mai înalte decât doamna. Și de aici a pornit totul. Pentru că cei doi, nici măcar nu știu, mai bine stăteau acasă. Nu s-au ridicat la nivelul unei doamne. Și chiar o Ieri ați apreciez pe nuanțat doamna Dinu. puțin, n-ați mai spus o floare și doi Prostovani. prostovani. Ieri a spus
cei trei trandafiri. Nu. Doi roșii și unul galben. Așa, nu. Când, în timpul controlului, când am fost acolo, băi, copiii ăștia, că eu n-am nimic cu domnul Marius Solteanu, cu Mugurel de la Vlad Țepeș, cu domnul Marin Grama pe care îi cunosc. Oamenii au fost la ordin. Mi-au dat de înțeles, mi-au spus clar. N-au ce face. Domnule, trebuie să te amendezi. Știu că execut un lucru care n-ar trebui să fac, dar nu mă pot duce înapoi până nu am două amenzi pentru dumneata. Și nu mi-a oprit un camion, mi-a oprit două camioane. Și a dat două amenzi. Da. Mă rog, încă nu am procesul verbal al acestor amenzi. Revenim și la procesul verbal, okay. Să vă povesti domnul asta, de ce nu aveți? M-am dus acolo, m-au anunțat oamenii că sunt controlați, că sunt abuzați efectiv și timpul se scurgea în defavoarea lor. Ei știind foarte bine că fac un control abuziv, că ai voie să pleci din Tarla cu mașina necântărită, chiar dacă ai mai mult de 25 de tone în mașină, că așa e și legea și ordinul ministrului, dar asta este altă poveste. Și m-am dus acolo să cer explicații, să-i spun domnului, că nu știam, eu nu venea să cred, că este directorul general, fără să aibă echipament de protecție, că s-a așezat în mijlocul drumului și oprea camionul. Eu n-am văzut încă un director general. Vă închipuiți la ce nivel a ajuns de disperare domnul Mina dacă s-a trimis directorul general? Eu am înțeles. Vă repet, Marius Oprea nu este un tip prost. E un tip Olteanu. Marius Olteanu. Marius Olteanu este un tip, din discuția, eu l-am văzut prima dată în viață, din discuția care am avut-o cu dumnealui, chiar e un tip educat. Educat, argumentat și mi-a dat clar de înțeles că nu are ce face. Ordine, ordine. Și de acolo și băieții mi-au spus, de ce a spus domnule o floare și doi prostovani? Ei mi-a zis, mai bine spuneați trei trandafiri, unul galben și doi roșii. Nu este ideea mea, este preluată chiar de la ei. I-am văzut jenați pe oameni, au fost jenați, le-am spus că faceți un exces, ce n-avem ce face, mai neaproape ne este mai eu decât ceea ce facem, avem familii, avem posturi, trebuie să le... I-ați înțeles pe oameni? Eu da, pe oameni da. N-am nimic cu oameni, nici cu domnul Marius Olteanu, nici cu Mugurel de la Vlad Țepeș, nici cu domnul Grama, nici cu ce vină oamenii aia când ei au primit ordin, trebuia ordin. De asemenea, la un moment dat au venit și trei domni de la poliție, care la fel de eleganți au fost și au spus, au venit, au constatat 5 minute că nu s-a întâmplat nimic acolo. Nu s-a întâmplat nimic acolo. Nimic la regimul circulației, da, sau mă rog. Dar nimic nu s-a întâmplat, nu era scandal, nu era nimic. Ei au vrut să creeze un scandal. Ei chiar au vrut, e o chestie prevenită. Știu acum din interior. Nu pot să spun de la ce. Știu din interior că s-a pregătit, a fost chemat domnul Marius Olteanu de dimineață și după conferință și pregătit și întors și s-au dus direct punctul ochii, punctul ochii că vor trece mașină. L-ați mai amenințat pe domnul Olteanu? Nu. Nu, pentru că domnul Mina într-o conferință de presă de astăzi, și astăzi este joi, a spus că domnul Olteanu a fost amenințat de Marin Anton. Cum? Cu un aer de pușcăriaș. Aer de pușcăriaș? Da. Eu am fost pușcăriaș? Dumneavoastră, da. Aveați aerul de pușcăriaș. Nu știu. Și ca să folosesc exact cuvintele, să nu greșesc, dar o să vedeți și în conferința care va fi pe internet. Marius Olteanu a fost și puțin amenințat de Marin Anton cu un aer de pușcăriaș. Ce să comentez la... Nici nu comentez. Păi și m-am întrebat dacă l-ați amenințat pe ăsta. Nu l-am că probabil dacă l-am amenințat... Domnul Diaconescu, eu i-am văzut pe copii aia și înregistrau. Să vină cu înregistrarea, da. Cu ce l-am amenințat eu pe domnul... Au fost ale lor. Ale lor și trimise la posturile centrale. Și trimise la posturile centrale ce le-a convenit mai mult, că probabil dacă eram agresiv. Dar eu l-am spus, că ar trebui să arate tot ce le-am spus și eu, că dacă tot au filmat, să arate tot. Domnule, le-am spus că faceți un abuz, nu respectați legea. Eu o să îmi rezerv dreptul de a acționa după ce primesc procesul verbal, pentru că procesul verbal n-a fost semnat și... Nu l-a semnat, nu? Nu eu. Șoferul, că nu era mea. Da, șoferul. Nu l-a semnat pentru că și șoferul. Deci șoferul le-a spus, domnule, sunteți într-o mare eroare. Înjurau oamenii care treceau pe lângă noi. Îi înjurau.
Înjurau, că ce faceți, mă, ce faceți aici la drumul ăla? Dar, mă rog, ei... Da, puteți să-mi spuneți, chiar mă interesează... Deci nu l-am amenințat dacă are... Da. O să vedeți, să vă dea dumneavoastră, dacă ei spun, trebuie să și argumentez. Da. Da. Puteți să-mi spuneți, ce a fost cu jeep-ul acela care a intrat la un moment dat în viteză? Cine era sau ce? De chestiunea asta s-a discutat foarte puțin. S-a spus mereu, cineva a încercat să dea peste oameni să-i omoare. Ce s-a întâmplat acolo? Deci acolo jeep-ul a ieșit din câmp, din ce știu eu, și a apărut cineva în față de după camion. Dacă mergeți la fața locului și să faceți o cercetare, o să vedeți că drumul este foarte strâmt. În momentul când oprești un camion în mijlocul drumului, circulația devine... Am văzut doar filmarea. Devine greoaie. Eu am stat de vorbă și există și o filmare din jeep. Există și o filmare din jeep, să vedeți. Mm-hmm. Da, îi aștept pe ei, nu mai spun. Și o filmare din... Sunt destule lucruri de văzut de acolo. Și a vrut să... Apărându-i în față, inopinant cineva, era totuși pe drum, el era în depășire. Era după aceea să facă un accident. Mm-hmm. Cel care era să facă accident să piardă, era chiar șoferul. Chiar șoferul jeep-ului a fost în pericol, pentru că a intrat printr-o manevră de-a dumneavoastră, a reușit să evite un accident destul de... Da, era să intre chiar în camion, la un moment dat, din filmare, ce a văzut. Dacă o să vă uitați în filmarea care a dat-o, dacă ați văzut filmarea, era camionul și cel care se vede foarte bine în filmare este șoferul camionului, adică angajatul de la Maragro. Deci, șoferul camionului. Nici de cum. Ăla n-a fost, că a văzut că s-a dus direct în spațiu, nefiind filmarea, camera de filmare fiind în spațiu. Dacă să vă uitați bine, el nici nu se sperie. A văzut că se duce. Deci era distanță mare între locul în care s-a intrat și camionul. Acum depinde, totul depinde de unghiul de filmare. Da, depinde. Deci acolo nu se poate ști exact. Una e camera de luat vedere, dar nici nu e foarte clar ce s-a întâmplat. Faptul că nu e să reprindem justiție. Că n-ați procesul verbal. Da. Astăzi, în conferința de presă, domnul Mina a făcut apel la ordonanța de guvern numărul 43 din 97, care privește regimul de circulație pe drumuri. Așa? 97. Așa? 97, da. Și spunea că Direcția Județeană de Transport are dreptul să cântărească mașinile pe drumurile județene. N-am contestat niciodată acest drept. Așa, spunea că dumneavoastră a depășit și pe axă și pe total greutatea, cu foarte mult. Bun. Și-a mai făcut referire la legea 108 pe 2014, așa. Care spune în lege că aveți voie să circulați mașinile de genul ăsta care transportă cereale, au voie să circule fără bon de cântărire, dar nu scrie nimic în lege de tonaj. Nu. Încă un exemplu clar de analfabetism funcționat. Deci dumnealui citește legea și nu înțelege, domnule. Uite, un alt exemplu, gura păcătosului adevăr grește. Dacă dumnealui a ieșit în conferință de presă și a spus și a citit că poți să ieși pe drumurile publice fără bon de cântar, dar nu scrie nicăieri de tonaj. Dar nu scrie nimic de tonaj. Deci eram în perfectă regulă. Dacă nu scrie nimic de tonaj, înseamnă că am voie să circul. Da? Da. Dumnealui a interpretat cum a dorit dumnealui. Adică i-a pus pe băieții aia de acolo, asta e și legea care îmi stă și mă apăr. Că dacă dumnealui îmi va trimite, probabil că îmi va trimite procesele verbale, eu o să gândesc și nu numai asta, o să-i fac și plângere penală dacă probabil că o să dați conferință de presă când a spus asta. Da, deci da. Dumnealui știa lucrul ăsta. Deci l-a premeditat. Știa că am voie să circul fără bon de cântar, cu tonaj mai mare de 25 de tone pe mașină. Da, pe mașină. Spuneai că ați depășit aproape la dublu, că ați avut dacă e mai mare, 50 de tone pe mașină. Nu, 50 de tone n-are cum să fie. Nu are, probabil, total greutate mai. Total greutate, mă rog. Altă dovadă de analfabetism, că nu știe să explice. Probabil că total mașină plus încărcătura poate să aibă 50 de
poate să aibă 55 de tone. Da, nu, cred nu, că știu, a avut, apar, da. Nu cred că a avut. Doar că în jur de 50, mă rog, nu știu că n-am da, da, da. Că nu stă nimeni pe, dacă am voie, domnul Diaconescu, dacă am voie și dumneavoastră știe și a spus-o cu guvița lui în convenție de presă și a făcut apel la lege și știe da. Legea și a citit-o. Dânsul se întreba și spunea că nu știe unde e abuzul, că dumneavoastră ați reclamat un abuz. Vă închipuiți, că unde vă închipuiți câte de toate am când îl fac analfabet funcțional și prostăvan? Prostărac? Păi dacă spune că poți să circul cu mai mult de, cu greutate mai mare de 25 de tone. Ca să echilibrez puțin situația, așa, să fie și domnul Mina în avantaj, pot să vă spun că vis-a-vis de procesul verbal pe care șoferul nu l-a semnat, dumneavoastră spunea că n-ați primit procesul verbal și așa, și domnul Mina a spus că eu nu știu cum să spun. În sfârșit, a spus că sunteți un bou, că un proces verbal nu se primește dacă nu-l semnezi. Mă surprinde, cum să spun, acum să egalizez puțin limbajul și duritatea termenilor. Eu mă refeream, totdeauna v-am spus și încă din începutul emisiunii, mă refer la activitatea dumnealui de președinte al Consiliului Județean și de modul și de faptul că el citește, dovadă și astăzi, citește, știe despre el și nu știe ce citește. Punct. Este o caracteristică a dumnealui și a PSD-ului de la Giurgiu în general. De aici, de a ajunge la invective de genul ăsta, e treaba lui. A ajuns mult prea departe cu discuția și nu o să mă cobor la nivelul ăsta. Eu în continuare... O să mă repet. Care sunt acțiunile pe care le faceți în continuare, vis-a-vis de cazul... Eu aștept. Deci mai devreme, e încheiat un proces, din punct de vedere procedural, acel document, odată încheiat, trebuie să ajungă într-un fel sau altul la mine. În momentul când ajunge la mine, îl contest și fac și plângere contestați penală. Contestați și amenda, nu? Și, amenda o contest. Sunt apărat chiar de avocați, specialiști în domeniu, care a asociațiilor fermierilor din România, Asociația Fermierilor din România are avocat. Nici nu mă costă nimic să mă apere și, în plus, o să le fac și plângere penală. Laurențiu Baciu, spuneați, da, nu? Da, Laurențiu Baciu cu Lapar și domnul Rădulescu cu Asociația Fermierilor din România au sărit amândoi în ajutorul meu. Vă repet, sunt trei avantaje foarte clar și este și un ordin de ministru care le readuce aminte domnilor care sunt atât de la poliție, de la Ministerul Transporturilor. Știu că săptămâna trecută sau acum două săptămâni a fost la Ministerul Transporturilor o discuție între domnul Baciu, domnul Daia și Ministrul Transporturilor în legătură cu aceste abuzuri pe care le fac din când în când și în unele cazuri cei care răspund într-un fel sau altul de drumul public. Să știți că eu pe drumul ăla public n-am trecut de multe ori, că nu mă duc acolo de obicei. De obicei mă duceam la Budești. Dar așa a fost să fie. Nu e o rută pe care eu o circul des. Dar asta e viața. Nu vă ascund faptul că cei care au văzut reportajele la Antena 3 și la România TV și cei mai ales în cazul fermierilor, au zis că vom înainta și un protest. Vor înainta în numele meu un protest celor care fac astfel de abuzuri, pentru că e mai important pentru noi să ducem recolta și pe lângă avantajul că poți să ieși cu recolta din câmp cu mai mult de 25 având de tone, vedere și vremea, da. Având în vedere și vremea, pe caniculă pot circula și fără tahografe. Da? Da. Și nu se mai ia pauză. Deci sunt avantaje nete date de guvernul PSD. Eu, pe această cale, mulțumesc lui domnul Daia și rog pe domnul Daia, dacă intră în asemenea lucruri, să-l instruiască puțin pe domnul Mina, să-l cheme puțin la minister, să-i spună și dumneavoastră, să-i citească, să-i traducă, să-i îndrepte analfabetismul funcțional, să citească că peste 25 de tone e orice tonaj. Domnul Mina spunea că trebuia la un moment dat, că tot a venit vorba, spunea că trebuia să aveți o autorizație eliberată de Direcția de Transporturi, cred, o autorizație specială de transport peste tonaj. Vorbește aer.
Și spune dânsul, dacă mă încălzește cu ceva, că Direcția Județeană de Transport a dat până acum peste 60 de amenzi pentru depășire tonaș. Peste 60 de abuzuri. Probabil a mai avut diversi clienți. Cam înțeles că și-au luat în jurături și pe la Iepurești și pe la Putineiu. Probabil că mai au diverse. Da. O să văd despre ce e vorba. Asta da. Nu e o laudă. Eu am văzut la Giurgiu că toată lumea se laudă când dă amenzi. Domnule, faceți ceva să preveniți. Dacă domnul Mina, fiind la putere și știe că există acest lucru și e mare președinte de PSD Giurgiu, trebuia să ducă la domnul ministru de aia să-i spună: domnule, mie strici drumurile publice. Da. Eu răspund de niște drumuri, le am în subordine și mie strici. Te rog să revii. Și ei se discută la nivel public. Dar probabil eu sunt convins că dacă întrebi din 41 de filiale ale PSD-ului la nivel național cine e președinte la Giurgiu, nu știu dacă știu 2-3. Că restul asociază președinția la Giurgiu cu Bădălău, nu cu domnul Mina. Că domnul Mina, probabil pe Mina nu-l bagă nimeni în seamă, că ce se bagă în seamă, dacă se duce cu prostii să nu-l bagă nimeni. Eu am văzut că dumnealui ca președinte stă foarte bine în relația cu secretarii de stat. Probabil ăsta e nivelul. Nivelul 2-3 din PSD accesează domnul Mina. L-am văzut la conferința de presă că se laudă și mulțumește secretarilor și subsecretarilor de stat. Ăsta e nivelul lui domnul Mina. Accesarea la nivelul cel mai înalt, probabil că îl face Bădălău, că nu-l lasă, da. O fi el fin, dar nu-l lasă chiar așa pe finul să zbur de... Dumneavoastră, conferința de presă de ieri, ați făcut apel, o conferință de presă pe care am constatat că a urmărit-o și domnul Mina, așa ne-a spus, că a urmărit-o și că a avut impresia că asistă la un LGBT. Mă rog, e o organizație, o chestiune de homofobă. Așa? Să spunem că aproape că vă vedea sutienul dumneavoastră, asta apropo la declarațiile lui Ionel Dinu. În sfârșit, l-a adus lângă dânsul și pe primarul din Comana, pe Aurel Enache. Dumneavoastră ați făcut o trimitere ieri așa scurtă la Aurel Enache, spunând că știți cumva pe filiera Aurel Enache ceva. Că Marian Mina ar fi trimis Direcția Județeană de Transport să vă oprească mașinile. Domnul Aurel Enache a fost la conferința de presă și să vă spun scurt ce ai. S-a avut o declarație foarte, foarte scurtă domnul Enache și a spus așa. Cu Marin Anton am vorbit ultima dată anul trecut în septembrie, înainte de anunta copiilor. Așa a spus, asta e declarația dânsului. M-am oprit. Dacă Aurel, prietenul Aurel, să dea Dumnezeu sănătate. Aurel, îți doresc sănătate. Să ai parte numai de bine, tu, Ionuț și familia ta. Dar nu-i bine să minți. Deci, eu cu Aurel și vă dau desfășurătorul convorbirilor mele telefonice pe anul 2018. Din septembrie 2000, amințit. Din septembrie 2017, ce mai vorbi cu noastră. Eu vă dau desfășurătorul de la 1 ianuarie la zi, desfășurătorul, și să vedeți și să constatați. Că numele de telefon. O să vă dau interesant de aflat. Și o să vedeți că a mințit. Probabil că e o presiune mare. Dacă Aurel Enache a venit în conferință de presă alături de domnul Mina, e o presiune fantastică pe Aurel, îl înțeleg, dar nu trebuie să minți. Aurel, nu trebuie să minți. Am mai vorbit cu tine. Nu atât de des ca altă dată. Că după nuntă, după ce a fost nu ți-ai asumat responsabilitatea invitării la nuntă, că tu m-ai invitat, acum să o spunem și pe șleau dacă tot a ajuns, că tu mai nu ți-ai și ai dispărut în momentul când eu am venit la nuntă, ai dispărut de acolo și ai stat pitit. Astăzi nu e bine să minți. Eu am mai vorbit cu tine. Știi bine că am mai vorbit cu tine în anul 2018. Da, și a continuat, pare rău că s-a întâmplat așa, știu că aveți o anumită afinitate pentru Aurel. Da, mă rog. Și-a mai spus la un moment dat că nu înțelege, nu știe de ce e târât în discuția asta, cam atât de scurt a fost declarația primarului din Comana. Chiar am spus adevărul. Chiar am spus adevărul vis-a-vis, avea un băiat
Acolo adjuncții de la direcția de transport a Consiliului Județean, adjuncții sunt puși de domnul Aurel. Pe Mugurel din Vlad Țepeș, Aurel pe Mugurel, e băiatul lui Aurel Enache, dumnealui l-a pus acolo. Dumnealui Mugurel ăsta a filmat totul și da, și gata. Din păcate se întâmplă și lucrurile astea, domnul Anton. Am înțeles că în momentul în care voți aveți proces verbal, acționați în instanță. Și mai mult o să fac și plângere penală, pentru că dacă așa a zis și o să iau imaginele de la conferința de presă, dacă el cu bună știință și astăzi știe, păcătosul grește, dacă știe că am voie să ies și există fără lege, bon de cântar. Fără bon de, și cu tonaj mai mare de 25 de tone. Că nu se face specificația la tonaj. Dar domnule, mai mare, păi ce să fac? Mai mare de 25? Dar dacă nu există o limită, dacă spui mai mare, poate să fie și 100, știu, poate să fie orice, nu? E mai mare de 25 de tone. El a spus că dumneavoastră vă plângeți că drumurile, în fiecare conferință de presă, că drumurile sunt stricate și... Tocmai mașinile dumneavoastră le stric, fiind cu tonajul prea mare pentru drumurile. O să vedeți drumuri pe care mașinile mele nu circulă, care arată mai rău decât drumul dintre kilometru 30 și Herești. Da. Haideți să depășim subiectul ăsta. Am înțeles, oamenii cred că s-au convins, știu despre ce e vorba acum. A fost o răzbunare politică, pur și simplu. Deci concluzia de la România TV, că cineva a fost acolo în studio și toată lumea a concluzionat că a fost o răzbunare politică. Au vrut să iei, că până la urmă nu m-am dus eu la televizor să dau imagini. Nu am vrut eu să fie publică toată această aventură și toată această ilegalitate. Dumnealor, vă închipuiți și aici dovedește că ei nu cunosc legea, domnule. Și cred că pot face orice. Domnul Anton, dumneavoastră, ca om în primul rând, nu ca om politic, ca om. Nu vi se pare că scandalul, acuzele, deja a escaladat, e mult prea sus, a degenerat cu jigniri, cu chestiuni la persoană, cu atacuri la persoană directe, cu atacuri la familii, cu atacuri la business-uri, la afaceri. Nu știu dacă se face, dacă... Suntem în secolul 21 totuși. E corect ce spuneți. E regretabil că se întâmplă, dar se întâmplă. Știți cum e? Eu sunt în opoziție. Eu trebuie să le arăt greșelile și eu cred că m-am limitat la a-i ataca politic. Da? Eu dacă ei sunt nemulțumiți că îi atac politic, este că cineva îi atacă. Atacă PSD-ul la Giuliu și le atacă această coroană pe care și-au pus-o, că sunt extraordinar de tare, extraordinar de mare. Construcție. Mă rog, asta e. Dacă ei se simt rău și când sunt atacați... Nu se simt confortabil, asta e clar. Și nu se uită de ce sunt atacați, pentru că ar trebui să spună, băi, Anton nu are dreptate. Anton a spus că sunt analfabet funcțional. Uite, eu știu să citesc lege. Și vă dea argument. Eu v-am dat de fiecare dată argument de ce e analfabet funcțional. Și astăzi dumneavoastră mi-ați dat un argument în plus, că nu știe, deci mai mare, dacă poți să circul cu greutate mai mare de 25 de tone, vă e clar tuturor că el nu știe să citească lege. Așa scrie el, gurița lui păcătos. Deci eu pe lucrurile astea le atac. Că fac, sunt foarte mulți bani aduși în Giurgiu, dar beneficiari, în loc să fie comune, sate în care nu s-au făcut lucrări, sunt beneficiari și sunt lucrări făcute de mântuială care costă foarte mult acolo unde nu mai trebuiau să desfășoare lucrări. Degeaba, și v-am dat exemplu de la Prundu. Prundu e asfaltat din 2012. Nu mai trebuie băgați bani să mai faci 2 cm ca să cheltuiești amar de bani, că lumea e mulțumită și ați văzut-o și vă rog să vă duceți la... Și știți bine, imagine din 2012, nu de acum, să dai acolo, când alte sate și vă iau la Plopșor. Mergeți la Plopșorul ca să vedeți și la Daia, ca să vedeți că comuna aia cât suferă. Și ar trebui introduși bani acolo, făcute lucrări
consistente în zona aia. Și vă mai dau și alte exemple, multe chiar, în ograda primăriilor PSD-iste. Și lucrurile astea se fac că banii ajung, eu asta spun, banii n-ajung să fie cheltuiți corect. Foarte mulți bani ajung în buzunarele lor. Și totdeauna am făcut atac la domnul Mina ca președinte, că acum asumându-și poziția politică, sigur. Trebuie să știți că dumnealui cum a venit îmbrăcat ca președinte de Consiliul Județean și câte mașini avea și cum e acum. Este un lucru atacabil. Că de asta ești în politică. Eu, cu ce să mă atace de acest gen? Pentru că toată lumea știe cum am venit eu în politică. Și dumneavoastră și presa din Giurgiu, nu știu dacă Maria Mina are ținere de minte să-și aducă aminte, dar eu îl invit să vadă declarația mea de avere, că am văzut că se uită în declarația de avere, se uită să vadă din 2000 până astăzi ce am făcut eu și cum a evoluat situația mea. Și de asemenea, invitați-l domnule la masă. Că ați venit bogat în politică? N-am venit, am venit cu o stare materială bună în politică. Și că eu am fost manager. Eu am fost chiar manager și am condus întreprinderi care făceau foarte mulți bani, profit și foarte mulți bani. Sunt declarații publice. La mine declarația de avere și declarațiile mele de venituri sunt la vedere. Nu, eu nu mă plimb decât în mașină unde sunt eu, e proprietatea mea sau unor firme ale familiei. Dumnealui nici măcar atât nu își asumă. Are mașini, îl vedeți, ați văzut în ce mașini îl vedeți? Îl vedeți dumneavoastră, domnul Diagnos. Nu îl vedeți dumneavoastră, îl vede populația Giurgiului. Să-l întrebe, băi Mariene, tată, de unde ai avut tu bani așa dintr-o dată să te plimbi mașinile astea? Că are mai multe. Și nici măcar n-are curajul, le conduce și nici măcar n-are curajul să și le asume. Asta înseamnă furt. Și eu pentru asta îl atac. Fii mă bărbat, asumă-ți faptele. Eu am greșit, de fiecare dată sus. M-a spus, toată lumea, am greșit, mi-am asumat lucrurile. Ei nici măcar nu sunt bărbați, să vedeți ce va fi. Pentru că eu de un an și ceva arăt toate neghiobiile astea pe care le face PSD-ul conducătorilor străluciți în frunte, Maria Mina și Bădălău, da? Că banii n-ajung să fie cheltuiți corespunzător și nu. Principalii beneficiari ai banilor care se aduc în Giurgiu nu sunt giurgiuvenii, populația Giurgiului, locuitorii Giurgiului, ci domnul Mina și domnul Bădălău. Haideți, domnul situația. Antor, că se pune asfalt prin localități pe toate ulițele, pe PNDL 102. Adică la el vă referiți, nu când spuneți asta. Se mai face o grădiniță, o școală, astea sunt beneficii oamenilor, până la urmă. Am vorbit de spitalul din Giurgiu. Îmi spune că, eu nu zic că nu erau necesare să facă reparații. Eu nu spun asta. Eu spun că important este să avem mijloace de diagnosticare a bolnavilor și condiții bune pentru bolnavi. Dacă dumneavoastră îmi spuneți că de 2 ani de zile de când se ocupă ei, deja și-au luat un termen, dacă am văzut la ultima ieșire în presă vis-a-vis de spital, o să discutăm peste 2-3 ani. Spitalul e într-un proiect cu CNI-ul, da. Compania Națională de Investiții. Dar la el s-a modernizat subsolul și a schimbat instalația electrică. Dom'le, vorbește-mi despre sănătatea giurgiuvenilor. Vorbește-mi că ai luat măsuri giurgiuvenii să vină la spital, să nu mai se ducă la București, că cei mai mulți sunt tratați la București. Spune-mi că ai dotat spitalul cu un PET pentru oamenii care doresc să facă PET-uri și să nu mai se ducă în toată țara, că sunt 6 în toată țara. Spune-mi de dotarea tehnică pentru diagnosticarea bolnavilor. Sunt necesare și astea, dar vorbește-mi despre grija ta față de sănătatea giurgiuvenilor, nu față de buzunarul propriu, pentru că o să vedeți, și v-am spus și data trecută, să vedeți cine a făcut aceste lucrări. Care erau necesare, eu îți recunosc că sunt necesare. Că trebuie să ai și condiții. Dar noi ne plângem că n-avem medici. Medici specialiști. N-avem specialiști. Acum văd că au venit lumea, salvările pleacă cu situații foarte multe de urgență. La București, vedeți, luați să raporteze. Cred că asta e situația în toate spitalele din provincie, spitalele din zona de provincie până la urmă. Și specialiștii fug de spitalele astea. Credeți-mă că s-au cheltuit foarte mulți bani în spital și va fi o bombă. Toate guvernele care au fost din 90 încoace
Spitalul ăsta a fost o gaură fără fund, care a mâncat bani. Fiecare guvernare, fiecare, știu, administrație județeană care a venit, a avut ca target spitalul și au băgat în spital. Niciodată nu s-a văzut nimic în spitalul ăsta de 30 de ani. Nu se vede nimic, sau aproape nimic. Mă rog, foarte puțin. Eu îmi doresc ca giurgiuvenii să aibă condiții corecte, să aibă mijloace de diagnosticare moderne, eficiente, medici eficienți, dar uite și la educație, stăm cel mai prost. Și v-am atras, noi am venit cu doamna Alina Meclea într-o conferință de presă care a spus și a atras atenția, da. A atras atenția înainte de a apărea comunicatul oficial că sistemul de învățământ e la pământ și modul de promovare al profesorilor, al învățătorilor în sistemul de învățământ giurgiuvean este un mod defectuos. Apropo de ce spunea doamna Alina Meclea, s-a văzut la titularizare. Acum iar suntem pe undeva pe ultimul loc, adică la așa profesori, ce pretenții avem de la ce rezultate să avem? Observație asta foarte corectă făcută de noi. Domnul Antot, am terminat subiectul ăsta. Vrem să trecem foarte, foarte scurt. Am sesizat și chiar mi-a plăcut și chiar am scris că după toată conferința de presă a lui Ionel Dinu, colegul dumneavoastră de partid, sau nu mai e? Nu mai e. Bale, colegul nostru de partid. Așa, și prietenul meu. Așa. Dumneavoastră n-ați vrut să face niciun comentariu, a spus doar că ceva la genul că îl iubiți chiar mai mult decât se iubește el pe el. Corect. Da? Și am făcut mai bine eu lui decât el lui. Da, exact. Ceva în genul ăsta. Așa. Domnul Marian Mina vă reproșează că nu comentați toate declarațiile lui Ionel Dinu și spune că nu comentează pentru că e fătălău și e frică. Acum, din toată, domnul Maria Mina, să-i aduc aminte ce a spus. A fost un critic? Vehement. Vehement al dumneavoastră astăzi. Și, mă rog, e colegul meu de partid și nu-mi permit, dacă am ceva să-i spun ceva, îi spun domnului Ionel Dinu în față. Ați mai vorbit cu el după cum vestit la conferință? Da. Da? Da. Deci să nu vorbesc. Da, dumneavoastră ați făcut exact, ați dat un exemplu biblic, ați întors și obrazul celălalt, ca să spun așa. La un moment dat. Adică a zis, acum eu îl las, eu chiar țin la el mai mult. Ascultați-mă, eu știu exact de unde vine această poziție a domnului Ionel Dinu. E vreuna din cele trei pe care le-am scris eu la un moment dat, e una de acolo, nu? Una e de acolo, am înțeles, gata, știu și care e, numai e cazul. Haideți să trecem la chestiuni organizatorice, la politică pură, ca să spun așa. Pe 4 august mergeți la Consiliul Național al PNL cu 19 delegații din O delegație Giurgiu. Mică. O delegație mică, din păcate, asta e. Mergeți cu o poziție clară acolo, știți care vor fi subiectele? Da, subiectele sunt anunțate de lista de Europa, cum criteriile de a face listele pentru europarlamentarele, pentru că s-au încins spiritele în PNL datorită listei de la europarlamentare și vedeți că sunt și foarte multe comentarii. Mai mult, că da, sunt foarte multe comentarii în presă, sunt foarte multe evenimente în PNL, sunt lucruri în dezvoltare și în derulare. Pe 4 sper ca să ne așezăm la masă și să avem criteriile foarte clare, criterii de selecție a oamenilor care vor candida pentru orașele reședințe de județ, municipiile care sunt și agenda e foarte clară, e aprobată, eu am luat, știm care sunt cei 19 delegați pentru PNL Giurgiu, i-am stabilit ieri, va veni un comunicat, dacă nu va veni, trebuie să vină comunicatul de la Secretariatul General să vă dea lista celor 19, sunt 9 delegați de drept și 10 votați ieri de birou permanent județean. Dacă veți, vi spun că nu e mare lucru, dar e mai bine să poate aveți... Poate uitați vreunul și se supără, mai bine. Nu, că îi știu aproape, numai puțin timp de gândire, așa, ca să iau un ordine, după cum i-am scris. Asta e. PNL-ul trebuie să vină cu soluții. V-am spus și ieri la conferința de presă. Trebuie să vină cu soluții PNL-ul. PNL-ul, și vorbesc ca entitate politică în general, așa, PNL-ul a fost foarte supărat după alegerile din 2016, că n-a câștigat, că uite, a câștigat PSD-ul, dar PNL-ul
N-a venit cu niciun program de guvernare. Oamenii au votat un program de guvernare, totuși, așa cum a fost el, umflat cu pompa sau, mă rog, cum a fost. L-au votat pe ăla, pentru că n-au avut altul să-l compare. Corect. Și ceea ce am o să aveți un program de guvernare? Ceea ce am oferit. E o discuție întreagă, îmi pare să știți că emulația din partidul în momentul ăsta este aceea că nu avem soluții să punem pe masă, adoptate de un for conducător al partidului, pentru că sunt foarte multe întrebări și dumneavoastră mă puteți bine, ok, cât ești pe asta, dar tu cu ce vii în schimb? Și este normal să vin cu ceva în schimb pentru fiecare. Uite, PSD-ul a greșit, PNL-ul face următorul lucru. Exact. Eu n-am fost de acord nici cu, pentru că un critic foarte, foarte dur a fost Viorel Cataramă. Viorel Cataramă, eu l-apăr pe Cataramă și nu trebuia. E un liberal pur sânge și are opinie la tot. Nu trebuie... El a fost pedepsit pentru delict de opinie. Pedeapsa pentru delictul de opinie. Da. Chiar dacă a intrat în mod elegant în conflict cu președintele partidului. Nu, niciodată. Și domnul Orban avea opinii când nu era președinte de partid și intra și cu doamna Gorghiu și cu domnul Clin Antonescu. Deci e o perioadă... Deci, dar domnul Orban chiar acceptă lucrurile astea. Nu e un tip care să nu accepte opinii. Nu știu ce s-a întâmplat în cazul lui Viorel Cataram. Probabil că sunt alte dedesubturi. Cum numai că noi trebuie să ne asumăm perioada grea care o să vină, pentru că așa a fost mereu. Până la urmă, criza din 2007, 2008, 2009 a fost rezolvată cu mare preț electoral de PDL și a pierdut foarte mult și a asumat foarte multe lucruri nepopulare, inclusiv președintele de atunci, Traian Băsescu. Istoria va arăta că ei au procedat corect pentru țară și incorrect pentru PDL. De-aia și PDL-ul s-a dus la vale la momentul respectiv. Ei acum ce fac? Slăbesc statul, slăbesc bugetul statului prin ceea ce promit și fac. Nu uitați, n-am avut inflație de ultimii timpi mai mare decât o avem acum, n-am avut indicele robor. Astea sunt niște indicatori, domnul Diaconescu, care nu-i face PNL-ul, îi constată viața. Deci sunt lucruri constate. Roborul simțiți, dacă aveți împrumut dumneavoastră sau orice român a avut împrumut la bancă în lei, acolo se calcula robor plus 4-5, cum a negociat fiecare. Da? Acum un an, pe vremea asta, roborul era până în 1%. Acum ai 3,29. Deci a crescut și cresc dările. Deci, lumea va simți mai devreme în buzunarul propriu că ei au dat cu o mână și ți-au băgat mâna în buzunar. Nu una, două mâini în buzunar și ți-au luat bani. Și o să vedeți că sondajul ăsta cu 29% PNL în opinia publică arată mânirea oamenilor că au început să priceapă, să uită în fluturași, să uită la ce cheltuieli au, să uită la nota de plată. Acum îmi doresc, am spus totdeauna că ei au umflat și au dat curs umflării prețului la gaze și la energie electrică și au dat seama. Vâlcov când a spus și vor să stopeze cumva, pentru că au dat curs scumpirii benzinei. Deci sunt lucruri care se văd în facturile și în plățile pe care le face orice român. Pleacă lumea în concediu, o să vadă că tot ce găsesc de mâncare sunt mai scumpe decât anul trecut. Benzina e mai scumpă, totul e mai scump. Ca să nu punem la socoteală că bugetarii trebuie să-și plătească și voucherele de vacanță. Domnul Anton, ultima întrebare care se referă strict la organizația din Giurgiu. Cum vă descurcați și cum încercați, mai ales că ați fost acuzat că nu sunt organizații, că doar vă faceți, că faceți organizații și așa mai departe. Cum vă descurcați în teritoriu cu PSD-ul în coaste? Să știți că foarte greu. Este un adevăr pe care... Ce trebuie să, să le spuneți oamenilor? Adică ce ați putea să le spuneți? Se feresc toți. Vedeți controle de genul în stradă. Dacă apar undeva într-un sat și îmi iau legătura cu cineva, imediat cineva se sizează și imediat merg la oamenii respectivi și zice ce a căutat Anton aici.
reușesc să mă văd cu oameni. Reușesc să mă văd cu oameni și încercați mă văd cu destui. Încercați să vă vedeți prin pădure. Nu, la București ne vedem, pentru că București e mare. Nu e, da. E vis chiar Giurgiu, că Giurgiu e mic și da. Fiind mic ne poate vedea oricine în Giurgiu. Dar, în general, mă văd chiar cu primarii lor în București, că nu e un secret. Foarte mulți primari de la PSD, chiar... Bine, cu Aurel nu m-am văzut, cu Aurel Enache nu m-am văzut în ultima perioadă, dar... Probabil că să ne vedem în curând, dar discut cu foarte mulți de la ei, mulți își pregătesc terenul ceva să vină, că știți cum e, sângele apă nu se face. Până la urmă, da. Sângele apă nu se face și au abordări de genul ăsta. Și toți îmi explică, domnule, am fost pentru bani acolo ca să pot accesa proiect. Păi, domnul Anton, apropo de sângele apă nu se face, niciunul din primarii pe care se enumără acum, Corbea, Aurel Enache, Crăpânceanu, n-ar fi făcut atâtea câte au făcut dacă nu erau la perioada respectivă în PDL, că de atunci au început să vină banii spre ei. Da. Păi luați prundul din 2008 și comparați cu 2012. Și comparați cu ce înseamnă astăzi, că în afară de ghirlandele extraordinare care apar pe în Crăciun, nu. Luați Comana. Comana, când a fost dezvoltată, cea mai mare dezvoltare a Comanei, a fost, și bine că au fost semnate proiectele pe vremea PDL-ului, care au fost finanțate, tot respectul că au fost finanțate după aia, dar proiectele, semnăturile, dar sunt conferințe de presă celebre, desfășurate la plânul, că se semnase contractele au derulat. Că contractul semnat în 2012, martie-aprilie 2012, au continuat să fie făcute? Să nu spuneți că din aprilie au fost semnat contractul de finanțare și s-au semnat contractele cu Ministerul Dezvoltării în martie-aprilie 2012 și în 27 aprilie, când a preluat PSD-ul guvernarea, când a căzut guvernul ungureanu, că pe 27 aprilie, vineri 27 aprilie a fost... S-a întâmplat lucrul ăsta, 2012, s-au și rezolvat. Astea au continuat și s-au derulat în timp. Deci dezvoltările și marile proiecte aprobate în comunele astea au fost pe vremea PDL-ului și când era președinte de organizație. Și pe vremea mea, pot să spun cu toată răspunderea. Da. Și nu eu, luați vă rog, că sunt arhivate, arhiva electronică a diverselor televiziuni și a diverselor canale de știri, arată clar, conferință de presă la prundul 2012. Să vedeți ce s-a semnat atunci. Eu am fotografie. Și ce spunea domnul Corbea la vremea aceea, ce spunea domnul Aurel la vremea aceea, ce spunea domnul Cărăpăgeanu la vremea aceea. Astea nu, sunt dovezi clare, nu trebuie să comentez eu. Numai lumea trebuie să-și aducă aminte. Că ei nu recunosc că acum e urât. Da? Asta e viața. Domnul Anton, deja am depășit cu un sfert de ceas emisiunea, nu contează. E mai mult. Și da, a fost consistentă, să știți. Vă mulțumesc că ați fost prezent la emisiune. Eu mulțumesc de invitație. Și vă mai invit. Când simțiți nevoia să spuneți ceva, aveți numărul meu de telefon, nu? Să n-am numărul noastră de telefon. Dar de obicei dumneavoastră adresați invitația, că dacă aveți ceva de spus totdeauna. Am totdeauna ceva de spus în Giurgiu. Ok. Domnilor, a fost Marin Anton, președintele PNL Giurgiu. O discuție spumoasă, zic eu, o discuție care să vă țină treji aproape 45 de minute. La revedere, ne revedem data viitoare.